Tony, 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 ești ok, ce faci aici? Dă-te jos! Dă-te jos, nu dă-te pot. Jos, bă! Nu pot! Dă-te jos, bă, din nu scaun, pot. Bă! Bă, omule, îți dau cu ranca peste cap, dă-te mă jos din scaun, mă, că te dezleg acum, te dez... Știu că ești prins, am adus aici cuțitul, te dezleg, dă-te jos! A. Tony? Ajutor! Tony! Tony! Ce-ai făcut, mă, Tony? Dă-te jos! Dă-te jos, Tony! Ajutor! Ajutor! Dă-te jos, Tony! Dă-te jos de acolo! Tony! Ajutor! Nu mă face să trag cu racheta! Nu mă face! Dă-te jos! Tine. Fii atent, ascultă-mă, ascultă-mă că e groasă situația. Ascultă-mi și urechi. Bă, ai fost capturat de către Pablito din cauza că vrea să te transforme în maimuță. Ești primul lui subiect, bă, că nu e ok, nu e ok. E sus acolo, e sus acolo și vrea... E grav, e grav, deja ți-a șters memoria. Nu, no, că e clar. Am vorbit cu Ben, stai așa că sună acum. Ce zice Ben? Ben, da, l-am capturat acum, adică l-am făcut rost... Bun. Da, mi-a închis, e ocupat. Deci, a vorbit cu Ben, fii atent, uite-te, uite-te, uite-te. Avem acolo un avion pe care ne l-a pregătit Ben, cu care unde? Să scăpăm aici. Acolo afară, bă, uite-te. Uite-te mai așa să văd și avionul ăla, mă. Da, uite-te, mă, bă, ascultă-mă, ascultă-mă. Bă, nu zboară. Cum să nu zboare, mă, ascultă-mă, deci... Fugim pe ascuns, pentru că Pablito s-a uitat prea mult pe internet la filme de groază și acum vrea să facă niște chestii care, pe care nici măcar nu poți să le explici. Acolo sus se uită pe calculator cum vrea să te transforme în gorilă, Tony, în gorilă, vrea să te facă King Kong și după aia să te filmeze, să te pună pe TikTok cu ești King Kong, înțelegi? Bă, ce aveți, frate, ești nebun la cap, stai și-o puțin aici să-mi beau apă minerală și voi mă faceți King Kong. Hai că plec. Bă, nu pe aici, mă, bă, ieșim prin spate și fugim la avion. Bă, deci ieșim prin spate. Bă, taci, bă, avionul e în față. Bă, taci că nu faci tu planurile aici, bă. Dar cine face planurile? Că ieșim prin față, ne vede Pablito, bă, ieșim prin spate, ieșim prin spate, nu ne vede. Bă, prin spate e mai normal să se uite. Bă, ce se uită în fața casei? Ascultă, m-am vorbit cu Ben și am făcut planul. Așa merge planul, nu are ce să iasă greșit și nu are cum să-și dea seama că am venit să te scap. Da, Ben, ăsta nu era inamicul? Cine e acum? Ba da, dar din cauza că vrea să te facă King Kong și pe mine și pe Ben și pe toată lumea, Pablito e inamic, ai înțeles? Aha, n-am înțeles absolut nimic, a fost să repeți? Incredibil, Tony, bă, să vezi ce-ți repet eu un pumn în cap acum. Bă, ești rău, rău. Da, ce puteți să faci odată că te rup aici în două. Băieți, ce faceți, băieți? M-a strigat Aolo. Cumva? Aolo. Da, el te-a strigat, a zis că ești rău. Că vrei să ne mănânci și gorile împerecheate. Nu-i spune, nu-i spune! Vai, ce-am auzit! E adevărat? Vai, dacă l-ai scos, ai scos armele din mine! Nu, 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 nu. Am vorbit cu mătușa Georgica și a zis că e foarte dor de Tony. Uite, e chiar aici la telefon, mătușa Georgica. Și da, trebuie să vorbesc cu Georgica. Taci, bă, puțin, bă, taci! Păi da, ai zis că e mătușa Georgica la telefon. Taci odată că nu-i mătușa, e Ben. Vorbeam pe ascuns cu Ben, dar nu trebuie să știe, bă. Haideți, vorbești cu Ben. Georgica, ia să-l sun pe telefon. Ben. Alo, Ben. E adevărat ce zic ăștia că vorbesc cu tine și cau planuri? E adevărat? Fugi acum, fugi. Vai, acum, v-am prins. Fugi, fugi. Vino, Tony, cu acel. Fugi. Tony, unde-i fugit, Tony? Tony, te-am prins în baie, ești a meu. Ești a meu. Ți-am zis că Tony are planuri secrete. Tony! Aoleu, băga mea și... Nu, 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 am fugit! Asta-i furia lui Pablito! Cum te-ai dus? Ai mușcat de ușa asta. N-o să ne prinzi niciodată în viață, Pablito, am fugit! N-o să vă prind, da? Nu mă faci nici pe mine gorile și nici pe Tony, du-te încolo de negru! Niciodată n-o să ne prinzi! Asta-i arma lui Pablito! Luați de aici arma lui Pablito! Tony, ți-am zis, bă, să conduci pe avion, ce faci? Uite că ne-a lăsat în aer! Spre avion și mai departe! Bă, ceea ce nu știe el e că nu ne mai trebuie avion acum, hai! Stați bine acolo, băieți? Da. Tony, cred că ai omorât motorul. Mere cum... Vino cu aia, Tony! Acum e rândul tău! Vino cu aia, ce? Te-am lăsat, mă duc să iau avionul, hai, salutare, hai, bă! Hai să faci cunoștință cu Ranga! Pupă, Ranga! M-am urcat și eu cu tine, zic nu-ți dau aici. Bă, incredibil așa ce... Bă, dați-mi avionul înapoi, dați-mi... Haide, hai să plecăm! Bă, cum să-nvață avionului, dați-mi avionul înapoi, dați-mi... L-ai omorât pe ăsta, dă-i, Tony! Înainte și mai departe! Tony!
Băieți, uite-te ce-ai făcut! Uite-te ce-ai făcut, că mi-a luat ăsta o static acum, bă, și... Bă, e din vina ta, ne-a luat o static, bă, e vina ta, e vina ta! Static, nu? Vă aduc eu, băieți, am ajuns la destinație! Bă, unde am ajuns? Ce faci? Am ajuns la destinație, băieți, am ajuns la destinație. Bă, ce aterizare frumoasă! Păi cum adică, de șmecher, așa? Așa, 50 de lei. Bă, stai așa, stai așa, mă, bă! Bă, ce urât ești, bă! O, olă, ți-ai uitat hainele, băiatule. Pune-le înapoi, te rog eu, pune-le înapoi. Pune-le înapoi, băi, n-ai respect pentru ochii noștri frumoși, nu? Bă, fiecare e frumos în felul lui, explică-mi ce naiba căutăm aici și de ce dracu ai aterizat într-un copac din ascuma. În momentul ăsta de față ne spui care e planul tău cu planeta maimuțelor și cu tot ce faci. Deci băieți, v-am adus aici pe insula asta, fiindcă aici e locul de baștina maimuțelor. Aici o să-l întâlnesc pe King Kong, toate maimuțele. Maimuțe, tu știi ce ai o maimuță, spune-mi, știi? V-am adus aici ca să vă convertiți la religia maimuțelor. M-ați auzit bine? Maimuțe! Tu vrei să mă transform în gorila, aia vrei să-mi explici tu mie în momentul de față, nu? Păi da, asta înseamnă. Înseamnă că o să fiți mai șmecheri. Că e s-o șmecher să fie o maimuță acum. Tony, bă, știi ceva? Nu, știi ceva? Descurcă-te tu, distrează-te cu maimuța ta. Tony, ajută-mă să împingem avionul ăsta și să scăpăm de aici. Vino cu acea și împinge-l, bă. Hai că-l împing. Știi ceva? Am plecat, bă, am plecat, nici nu mai stau cu tine. Unde așa, Tony, împinge. Unde ai plecat? Că nici nu știi să conduceți ăsta. Uite-ți la Tony. Tony pare de parcă tu știi mai bine să conduci. Hai, Tony, împinge, scoate de aici. Împing! Hai că-l împing, da? Bă, împinge-l, mă, în partea bună, ești turbat, ce naibă faci cu el? Împing! Dă-i Tony la elice, la elice trebuie să-i dai. La elice? Tony, da. Tony, scoate-l de acolo, scoate-l. Bă, așa, Tony, bă, faci îl bine. Îl strici, Tony. Bă, nu merge, bă. Ești turbat? Băi, băiatule. Singura voastră scale de ieșire a fost asta. Acum o stăm toată viața prins la maimuțelor și o să petrecem. Ce trece ca maimuțele? Maimuțele! Băieți, aici se va întâmpla planul meu. Aici e locul maimuțelor. Așa, Tony, așa. Nici nu știi ce s-a întâmplat. A chemat maimuțele! Vin maimuțele! Bă, să vină maimuțelii! Ați făcut amândoi de parcă ziceți că v-ați lovit picioarele, bă, băieți, bă. Taci, bă. Oh, taci, bă, nu mai dați mâine, mă, Tony, bă. Tony, băiat deștept, da? Tony, băiatul meu, și-o înțeles cum stă treaba cu maimuțele, nu-i așa, Tony? De exact, maimuțele fac. Ca maimuțelii! Ca maimuța facem. Tu n-ai înțeles cum stă treaba cu maimuțele, da? Da, stai calm. Exact. O să te convertim și pe tine... La religia maimuțelor, uite, Tony deja începe. Tony în procesul de maimuțificare. Eu sunt o maimuță. Tony. Maimuța Tony. Eu sunt maimuța Tony. Prima ta misiune ca maimuță e să-mi arăți ce faci tu cu bananele astea. Tony, arată. Mănâncă bananele! Așa, Tony! Așa, Tony, maimuțificare! Băgă-le peste tot! A început maimuțificarea lui Tony. Uite, arată. Mamă, ce banane faine. Uite. Tony s-a convertit la maimuță reală! Tony, ești bine? Cum ești? Bă, ce-ai făcut, mă, cu Tony? Bă, uite-te la el, bă, că nici măcar nu mai vorbește. Bă, Tony, bă, ești ok? Mai ești acolo? Tony? Păi, tu ce crezi că Tony înseamnă maimuțificare? Înseamnă să te transformi în maimuță complet. Asta e apocalipsa maimuțelor. Vor cădea orașe întregi, case se vor dărâma, școli vor dispărea, fiindcă începe maimuțificarea planetei. Bă, tu nu ești în regulă la cap, îl sun pe Ben. Ce să-l sun pe Ben? Că și Ben e băgat în planul ăsta. Îl sun pe Ben și spun ce-ai făcut. Sună-l, hai. L-am sunat. Ben, te rog frumos, bă, uite-te ce-a făcut nebunul ăsta, bă. Mi-a închis. Păi da, ți-a închis. Știi de ce ți-a închis? Ți-a închis, fiindcă mă sună pe mine. Ben, i-am prins. I-am captivat. Uite, Ben e fericit. Ăsta era planul lui Ben de la bun început. Mi-a închis și mie. Dar nu contează. Ben e fericit. Îl facem fericit pe Ben. Asta înseamnă că începe apocalipsa, totuși e conform planului, v-am păcălit și v-am adus aici pentru planul meu diabolic. Începe maimuțificarea lui Pablito! Ah, maimuțificarea lui Pablito! Cumva te-ai băgat într-o cadă plină de banane. De banane? Dar bananele îți dau la cap! Tony, uite așa, îți dau la cap! Maimuțificarea e completă! Mai... Tony pierdut printre aceste maimuțe, nu o să mai știi care-i Tony. Eu m-am transformat în regele maimuță. Acum e rândul tău să devii o maimuță.
Bă, eu nu mănânc, mă, bananele astea să mă transform în maimuță din asta. Uite-te la ei, bă, nici măcar nu mai știu care e Tony. Tony! Tony, tu ești? Tony, uite-te în ochii mei, bă, revino-ți. Bă, Tony, bă, care ești, bă, Tony? Tony, revino-ți, Tony, revino. Uite-te ce-ai făcut, bă. Tu ești în regulă, bă. Tu îți dai seama ce consecințe o să aibă chestia asta? Păi da, consecințe foarte bune. Pentru mine, nu pentru tine. Haide, mănâncă banană. Mănâncă banana și transformă-te în maimuță! Nu mănânc nicio banană! Bagă-o în gură! Bagă-mă banana în gură! Știi? Nici nu contează dacă mănânc sau nu. Fiindcă o să stai aici pe insula asta și o să mă privești cum distrug lumea cu toate maimuțele astea. Asta e armata mea. Asta e noua galaxie a maimuțelor. Și uite, am un tank. Tank dat de zei. Și o să morc în acest tank și o să controlez lumea. Vine Pablito maimuța! Iuhu! Am omorât o maimuță, dar nu-i nimic, fiindcă asta înseamnă sacrificiu să mori pentru ce iubești. Pablito, maimuța! Uite, aici e sacrificiul suprem, maimuța bananelor. Crezi că această maimuță a vrut să fie așa? Zi, crezi că a vrut să fie așa? Nu a vrut, uite bine la mine, nu a vrut să fie așa. Dar pentru poporul maimuțelor te sacrifici, învață de la maimuța asta, fiindcă azi e maimuța asta. Mâine o să fie Tony în locul maimuței astea și poi mâine o să fii tu, chiar tu o să fii aici. Bă, ce se întâmplă dacă mănânc banana asta? Ți-am mâncat banana, bă! Ai mâncat banana magică! Ai mâncat banana magică! Au, 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 au! Banana magică, mâncat banana magică! O să te transformi, o să te transformi în ceva și mai nasol! Planul meu are roade! Ha-ha! Bă, da, poate te-ai gândit tu că planul tău are roade cu tot altarul ăsta și cu planul ăsta și cu tankul ăsta și cu toate maimuțele astea, dar știi ce ai uitat? Ce? Ai uitat, ai uitat că în tot timpul ăsta aveam bomba alături de mine! Bomba nucleară, uite-o aici, uite-o, o vezi? Și crezi tu că o bombă nucleară ne va opri pe noi cele mai puternici maimuțe din galaxie? Trebuie doar să sun la Ben, să-i spun să activeze bomba și ai încurcat-o, băiete. Ai încurcat-o. Am încurcat-o, nu? Da, ia că sun eu primul la Ben. Domnul no, Ben! Nu, no, nu suna! No, am sunat. Sunat și eu! Nu, nu, nu! Ben, nu-l asculta, nu-l asculta, Ben! Dă-i drumul la bombă, dă-i drumul la bombă! Gata! Gata, dă drumul! A zis că dă drumul! Cum de dă drumul? Na! Dacă faci așa o să regrești tu! Mai bine regretăm împreună decât să regret doar eu. Pentru că nu o să devii niciodată maimuță! Bomba! Uaaaaa!